Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurori din cadrul DICOT Iași cu sprijinul lucrătorilor sectorului Poliției de Frontieră au desfășurat o acțiune pe linia combaterii traficului de droguri de mare risc. Acțiunea a vizat o persoană care ar fi fost specializată în introducerea în țară de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc. Astfel, în cadrul acțiunii, lucrătorii Poliției de Frontieră au efectuat un control asupra unei persoane care se deplasa într-un autovehicul dinspre Olanda înspre România, fiind descoperite trei pungi în interiorul cărora se aflau aproximativ 4.000 de comprimate de MDMA, ecstasy și 900 de grame de amfetamină, droguri de mare risc care ar fi fost destinate comercializării pe teritoriul României. În baza probatoriului administrat în cauză, procurorul de caz a dispus reținerea persoanei bănuite de combaterea faptelor pentru 24 de ore. Ulterior, aceasta a fost prezentată magistraților Tribunalului Iași, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de introducere în țara de droguri de mare risc și de trafic cu droguri de mare risc.